Bună tuturor! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu! Astăzi revin cu un nou videoclip, un videoclip destul de interesant, deoarece astăzi vom discuta despre lista episoadelor din sezonul 6. Sunt atât de încântat deoarece și-a făcut apariția acum ceva timp lista tuturor celor 26 de episoade din sezonul 6, da, vor fi 26 de episoade, ca și în sezonul 5. Așa arată lista tuturor celor 26 de episoade și au un nume destul de interesant. Dar bineînțeles, acum n-am de gând să stau să vorbesc despre întreaga listă. Am să vorbesc despre două episoade care mie, personal, mi-au sărit în ochi. Două episoade care cred că vor fi cele mai grozave episoade ale sezonului 6. Nu vă îngrijorați, am să revin cu un videoclip foarte, dar foarte lung, în care voi vorbi despre această listă a tuturor celor 26 de episoade, în care voi lua fiecare episod la rând. Nu fac acum acel videoclip, deoarece vă spun sincer, nu am timp pentru un asemenea videoclip extrem de lung și complex. Asta e, nu am timp. Vă spun sincer, aia e. Da, nu vă îngrijorați, în această săptămână vă promit că voi reveni. Cel mai probabil pe miercuri voi reveni cu acel videoclip în care vom analiza întreaga listă a episoadelor din sezonul 6, vă promit. Acum putem începe, dar înainte să începem v-aș ruga din suflet să apăsați pe butonul ăla de like, să ne arătați efectiv că mă susțineți prin ceea ce fac, mai ales că în această perioadă chiar am nevoie de susținerea voastră. Și nu uitați, mergeți în linkul din descriere și descărcați jocul Matchmaster pentru a mă ajuta financiar, recunosc. Pentru mine fiecare descărcare înseamnă o anumită sumă, dar fără ajutorul vostru eu nu pot. Deci mergeți, îl descărcați și vă distrați. Cum ziceam și la început, în acest videoclip vom discuta despre două episoade extrem de interesante care cel puțin mie mi-au tras cu ochiul. Primul episod despre care vom discuta este episodul 9 din sezonul 6, care se numește Domnul Agres. Acest nume de episod se aseamănă foarte, dar foarte mult cu un alt episod din sezonul 4 de data asta, care tot așa se numește Gabriel Agres. Și ghiciți ce? Este fix episodul cu numărul 9 din sezonul 4. O fi o coincidență? Da sau nu? Nu știm. Mi se pare extrem de interesant acest episod deoarece poartă numele de Domnul Agres și noi știm foarte bine ce s-a întâmplat cu Gabriel Agres. Faptul că el a renunțat la viața lui ca să o salveze pe Natalie, iar el până la urmă să fie împreună cu soția lui Emily, morți. Și aici intervine o întrebare: de ce există în sezonul 6 un episod care efectiv îi poartă numele? Se va reîntoarce înapoi în serial Gabriel Agres? Sau acel episod o să fie un episod în care toată lumea își va aminti de Gabriel Agres cum că a fost eroul Parisului? Despre acest episod există o mulțime de posibilități, deoarece sunt foarte multe variante. Prima variantă, tocmai v-am spus-o, în care toți parizienii își aduc aminte de spusele Buburuzei, că Buburuza a spus că împreună cu Gabriel Agres a reușit să-l oprească pe Monarh, dar și-a pierdut viața, Gabriel Agres și Monarh. Bineînțeles că noi cunoaștem adevărul, deoarece știm foarte bine că Monarh a fost întotdeauna Gabriel Agres, ticălosul Parisului. Păcat că parizienii nu știu adevărul despre cine a fost cu adevărat Gabriel Agres. Să sperăm că odată și odată vor afla. Cel mai probabil, ăsta ar fi episodul în care toți vor afla adevărul despre Gabriel Agres, că a fost un ticălos. Din nou, asta ar putea fi o variantă ce s-ar putea întâmpla în episodul 9 din sezonul 6. Ar putea exista și alte variante. O altă variantă ar putea fi că în acest episod își face apariția un nou personaj pe numele său, Domnul Agres, tatăl lui Gabriel Agres, și anume bunicul lui Adrian. Noi nu știm absolut nimic despre părinții lui Gabriel Agres și despre bunicii lui Adrian. Atâta știm că Adrian o are doar pe mătușa lui Amelia și pe Felix. Aceștia sunt rude cu Adrian din partea lui Emily. Bunici știm că nu mai are din partea lui Emily, deoarece Emily și-a pierdut ambii părinți, dar nu știm absolut nimic despre părinții lui Gabriel Agres. Poate că în acest episod din sezonul 6, episod cu numărul 9, care se numește Domnul Agres, își face apariția bunicul lui Adrian, tatăl lui Gabriel Agres. Mai ales că acum Adrian este orfan atât de mamă, dar și de tată, cineva trebuie să-l crească și își face apariția un nou personaj,
bunicul lui Adrian. Din nou, cum ziceam, asta ar putea fi doar o variantă. Mai există o variantă care mie personal nu-mi prea place și anume, în acel episod care se numește Domnul Agres, ei bine, să fie vorba despre Adrian. Știm foarte bine că Gabriel Agres a avut o afacere, a fost un designer de modă și am ceva cu țurughii, cu tehnologie, deci a fost pe scurt un om de afacere și normal că toată lumea i s-a adresat cu Domnul Agres, dar acum că Gabriel nu mai este cineva, trebuie să-i conducă meseria, imperiul pe care el l-a creat și totul revine pe spatele lui Adrian și toți angajații pe care Gabriel Agres i-a avut să-i spună lui Adrian Domnul Agres. Da, o variantă cam nașpa. Dar trebuie să luăm și această variantă în considerare. Deci, episodul 9 din sezonul 6, Domnul Agres, sunt o mulțime de posibilități. Acum mi-a mai venit în minte o posibilitate în care Layla să încerce să îl aducă înapoi pe Gabriel Agres cu ajutorul miraculosului Fluture, să-i dea sfaturi prin intermediul Kuagatamei, așa cum a făcut și Marnet în sezonul 5 când a invocat-o pe Ioana Dark. Există o posibilitate ca și Layla să încerce să-l invoce înapoi pe Gabriel Agres, spiritul lui Gabriel Agres, bineînțeles. Dar dacă mă întrebați pe mine personal, eu cred că este vorba despre bunicul lui Adrian, Domnul Agres. Cam atât cu acest episod, acum trecem la un alt episod care personal mi se pare interesant, genial și cred că o să rupă. O să fie cel mai bun episod dintre toate. Și este vorba despre episodul 22 din sezonul 6 care se numește Lady House. Și cel mai probabil este că în acest episod Marinette sau Buburuza în sfârșit vor fi acumatizate de către Crisalida. Ce mă face pe mine să cred acest lucru? Ei bine, este numele care este clar Lady House. În serial mai avem doar un nume care poartă numele acesta și anume Lady. Nu este vorba despre Buburuza Ladybug. Și din nou faptul că în sezonul 3, episodul 22, care se numește Motanul Alb, în acel episod Adrian a fost acumatizat, unul dintre personajele principale, iar acum suntem în sezonul 6, episodul 22, care se numește Lady House. Coincidențele sunt foarte mari și pun pariu, pot să bag mâna în foc în acest episod, în sfârșit o vom vedea pe Buburuza cum cade pradă demonului acum și în sfârșit va fi acumatizată. Mai ales numele episodului care se numește Lady House spune că va provoca extrem de mult haos, iar opusul haosului este pacea, iar Buburuza mereu face pace din orice. N-avem ce să zicem decât să așteptăm să vedem ce se va întâmpla de fapt în acel episod, dar eu vă spun, în sfârșit Marinette va fi acumatizată. Era și cazul, deoarece a trecut 6 sezoane în care ea nu a căzut niciodată pradă unui demon acum. Este adevărat că Gabriel Agres a încercat pe parcursul celor 5 episoade cât timp el era Hogmoth să o acumatizeze pe Marinette, dar niciodată nu a reușit. Dar asta nu înseamnă că Layla nu va reuși. Mai ales că Layla este o maestră a manipulării și acum că are și miraculosul Fluture, o va acumatiza extrem de ușor pe Marnet, mai ales dacă Marnet va avea sentimente negative, dacă aceasta se va certa cu Adrian sau cine știe ce alte motive pentru care Marnet să-și predea sufletul unui demon acum. Cred că asta este și întrebarea zilei. Vreau să-mi scrieți în secțiunea de comentarii care credeți că este motivul pentru care Marnet în sfârșit a fost și acumatizată. Scrieți în secțiunea de comentarii. Iar dacă ai ajuns la sfârșitul acestui videoclip, scrie hashtag Lady House, iar primii 10 au șansa să apară în următorul meu videoclip. Uite pe cei 10 din videoclipul anterior. Nu uita, distribui acest videoclip pe rețelele tale de socializare, știți voi, să ne adunăm o comunitate cât mai mare. Dacă îmi dai hashtag, ai șansa cu o poză cu tine plus contul tău de Insta să apară în următorul meu videoclip. Dar până atunci, noi ne revedem data viitoare cu noi videoclipuri, ei bine, miraculoase!